Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă chiar și când era însărcinată. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Burlăcița, luptătorul MMA a fost cel care i-a cucerit inima prezentatoarei. Aceasta a mărturisit că a fost bătută de Cristi Mitrea chiar și când era însărcinată cu David, ea a mărturisit de ce a ales să accepte această situație și nu a făcut niciun demers în acest sens spre poliție. Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că mi-era teamă de ce va urma. Poate că mi-era și silă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea, i se mai făcea o altă plângere, urma să fie arestat. Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minute în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită, nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente, a mărturisit Andreea Mantea. Cristi Mitrea a avut îndoieli în privința paternității sale, motiv pentru care nu a vrut să-l recunoască pe David atunci când a venit pe lume. Așa că, în dreptul secțiunii în care trebuia specificat numele tatălui, acum apare o linie. Vedeta nu-i poartă ranchiună lui Cristi Mitrea și a înțeles de ce a avut luptătorul asemenea reacții. Nu știu ce a fost atunci în mintea mea, dar respectul și faptul că mama lui îmi explica niște lucruri, înțelegeam de ce trecea prin acele stări și de ce făcea acele lucruri. M-au făcut să nu fac asta. Câteodată sunt o fire răzbunătoare și am avut momente când poate am regretat că m-am răzbunat. În momentul când el a făcut niște greșeli publice foarte mari pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată și nici nu o să le fac, de dracul copilului meu. El nu a văzut așa lucrurile și nici nu o să le vadă și nici nu o să le înțeleagă. Momentele acestea au fost atât de scurte și atât de intense ca o flacără. Nu regret. Ce am eu, el nu o să aibă niciodată. Poate că nu e așa, poate că așa e, dar tind să cred că așa e, a mai spus vedeta. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.